Domnul. Poporul Domnului, stimată familie Cosma, frate Marcel, sora Camelia, suntem bucuroși de o nouă experiență de părtășie cu Domnul, cu Domnul nostru drag, cu Dumnezeul care ne iubește, care ține la noi, care ne umple viața de prezența și de binecuvântările sale. Suntem bucuroși să fim aici, să lăcrimăm, să ne bucurăm, să ne închinăm, să cântăm și să ne pregătim sufletul pentru că vremea se scurtează. Fiind rugăciunea de binecuvântare pentru Raisa, aș vrea să avem o predică de binecuvântare, adică să desprindem din cuvântul lui Dumnezeu poruncile și sfaturile Tatălui nostru cu privire la felul în care noi trebuie să ne creștem copiii. Atunci când copiii sunt aduși la biserică, sunt atât de mici încât nu înțeleg ce se întâmplă aici și nu înțeleg poruncile lui Dumnezeu. Ei sunt necopți, sunt cruzi. Însă noi suntem adulți, am trecut prin viață și Dumnezeu ne-a ajutat să avem o minte sănătoasă și să înțelegem Evanghelia. Dumnezeu ne-a dat familii, ne-a dat copii, celor mai mulți dintre noi, și în momentele următoare aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Copilul Împărat. Probabil că anticipați că vreau să citesc din 2 Cronici, capitolul 34, 2 Cronici, capitolul 34. O să citesc selectiv câteva versete pe care o să vi le spun după ce vă rog să vă ridicați în picioare. Doi Cronici, pagina 483, în versiunea Cornilescu. O să citim versetele 1, 2 și 3, apoi 8 și alte câteva mai târziu. 2 Cronici, 34, primele trei versete. Iosia avea 8 ani când a ajuns împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David. Nu s-a abătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. În al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David și în al 12-lea an a început să curățească Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de idolii Astartei, de chipurile cioplite și de chipurile turnate. Versetul 8. În al 18-lea an al domniei lui, după ce a curățit țara și casa, a trimis pe Șafan, fiul lui Ațalia, pe Maaseia, căpetenia cetății, și pe Ioab, fiul lui Ahaz, arhivarul, să dreagă casa Domnului Dumnezeului său. Întoarcem pagina și citim versetele 27 și 33. 27 și 33. Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de el împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui. Pentru că te-ai smerit înaintea mea. Pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul. 33. Iosia a îndepărtat toate urâciunile din toate țările copiilor lui Israel și a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor. În tot timpul vieții lui nu s-a abătut de la Domnul Dumnezeul părinților săi. Amin. Vă rog frumos să vă reocupați locurile, frați și surori. Raportul Bibliei care prezintă istoria acestui împărat, al 17-lea împărat al regatului de sud, Iuda, este prea lungă pentru ca să am timp să o citesc în această predică de binecuvântare, care vreau să fie un pic mai scurtă. Așa că am citit selectiv câteva versete pentru ca fiecare dintre noi să ne împrospătăm în memorie istoria lui, experiențele lui, viața și activitatea lui, în așa fel încât predica aceasta, care de fapt vorbește despre el, să fie una ușor de înțeles. Tot ce se spune în casa lui Dumnezeu trebuie să fie ușor de înțeles, fiindcă casa lui Dumnezeu este un loc special unde se strâng oamenii, nu doar din punct de vedere spiritual, ci și din punct de vedere al înțelegerii. Mă refer la faptul că în orice instituție din lume, atunci când se vorbește unei categorii de oameni, se încearcă ca acea categorie de oameni să fie bine delimitată. Spre exemplu, când se merge la școală, nu sunt toți la grămadă,
că sunt prea diferiți clasa 1, 2, 3, facultatea și n-ar avea profesorul cum să vorbească la toți același lucru, pentru că fiecare are tot altă nevoie. De aceea clasa 1 se vorbesc lucruri foarte pentru începători și clasa 2 puțin mai profunde și la facultate se vorbește așa de complex încât un om obișnuit nu pricepe mare lucru. Însă în casa lui Dumnezeu nu suntem împărțiți pe clase, suntem toți aici. Mai tineri, mai în vârstă, mai începători, mai avansați, mai... Așa, suntem toți aici. De aceea vorbirea trebuie să-i cuprindă pe toți. Dumnezeu să dea înțelepciune vorbitorilor. Vreau să predic astăzi la binecuvântarea copilului familiei Cosma despre copilul împărat. Și să spun că acest al 17-lea rege al regatului de sud, al lui Iuda, a avut 8 ani când a ajuns împărat în virtutea unor împrejurări în care tatăl său, Amon, și el împărat, a fost omorât în casa lui de proprii slujitori care ar fi trebuit să-i slujească. Înțelegem din raportul Bibliei că această ucidere a fost determinată de amărăciunea slujitorilor care l-au văzut un om din cale afară de rău și de păcătos și pur și simplu l-au nimicit. Tatăl lui Amon a avut și el de asemenea ca tată pe Manase, bunicul lui Iosia despre care vorbim. Și după cum tatăl său Amon și bunicul său Manase a fost din cale afară de rău, amândoi doi împărați răi și destrăbălați. Așa se face că atunci când era un copil, 8 ani, tatăl său fiind omorât, el, în monarhia evreiască, a trebuit să ajungă rege. Nu vreau să prezint istoria acestui împărat, nu este scopul meu, ci vreau să surprind anumite aspecte care îi vor ajuta pe părinți să se gândească la sistemul de educație pe care îl aplică copiilor lor în perspectiva creșterii, educării și disciplinării acestora. Așa că am să surprind în copilăria, în slujirea, în activitatea acestui tânăr împărat, câteva aspecte distincte. Și primul dintre ele este să surprind faptul că la vârsta de 8 ani a ajuns împărat. Deci, tronul. Este un mare privilegiu, dar prematur. Este o mare responsabilitate, dar prematură. Amon, tatăl lui Iosia, a avut 24 de ani când a fost ucis. La 22 de ani a început să împărățească în Iuda și după 2 ani de domnie a fost omorât. Copilul acesta a avut o traumă. S-a născut într-un context însângerat. Ajungând la 8 ani pe tronul lui Iuda, evident, nu el a condus țara, ci o conducea guvernul. Liderii, logofeții, secretarul, preotul, toți demnitarii. Însă el avea un rol acolo. Imaginați-vă că el a stat printre ei. A văzut lupta din jurul tronului. A văzut corupția, compromisul. I s-a povestit despre cum a fost tatăl lui ucis. A auzit despre Manase, bunicul lui, și despre destrăbălările lui. Probabil că a auzit și lucruri bune. Biblia ne spune despre mama lui, despre o femeie specială, Edita. Ei bine, acest copil în virtutea poziției se învârte printre oamenii, trăiește printre oamenii care conduc țara, se uită la ei cu o minte de copil, încearcă să îi înțeleagă, să ia de la ei exemplu de viață, însă în jurul tronului era aerul acela al puterii și al dorinței după putere. A doua etapă din viața lui, pe care Biblia o menționează în versetul 3, împreună cu prima, tronul la 8 ani, este convertirea la 16 ani. Într-un singur verset se vorbește despre ce s-a întâmplat la 8 ani și în același verset, în a doua parte, se vorbește despre ce s-a întâmplat 8 ani mai târziu. Biblia condensează istoria oamenilor, fiindcă ea, o singură carte, vorbește despre infinitate, de fapt, și despre eternitate. Așa că la 16 ani, 8 ani mai târziu, după momentul așezării în slujba de împărat,
Biblia spune următoarele cuvinte, introducând convertirea lui Iosia. La vârsta de 16 ani a început să caute pe Domnul Dumnezeul tatălui său David. Este ciudat că Biblia spune că David a fost tatăl lui Iosia, că tatăl lui David a fost Amon. Tatăl lui Amon a fost Manase. Tatăl lui Manase a fost Ezechia. Tatăl lui Ezechia a fost Atam. Tatăl lui Iotam a fost Ozia și al lui Ozia a fost Amația. Și al lui Amația a fost Ioas și al lui Ioas a fost Atalia, care a fost o regină. Tatăl acestei a fost Ahazia. Tatăl lui a fost Ioram, a fost Iosafat, apoi Asa, Abiam, Roboam, Solomon și apoi după aceea David. David este a 17-a persoană în șirul genealogic al acestei familii, al acestei dinastii. Cu alte cuvinte, este străbunicul cu numărul 17 al lui Iosia. Și totuși, Biblia spune că David, în șirul acesta cu numărul 17, este tatăl lui Iosia. Lucrul pe care vreau să-l surprind aici este faptul că Iosia, ajungând la vârsta de 16 ani, adolescent, are o atitudine selectivă. Primul lucru pe care îl face este să selecteze modelul. Nu-l ia de model pe tatăl lui biologic, nu-l ia de model pe bunicul lui biologic, nu-l ia de model pe străbunicul lui, ci îl ia pe străbunicul lui cu numărul 17, pentru că acesta a fost un om special. Și trece prin șirul genealogic al familiei lui, prin șirul părinților, bunicilor, străbunicilor și străbunicilor, și se oprește la unul de care i-a plăcut. Cineva, pentru că ca acesta vrea să devină. Iosia a avut o paletă de 17 oameni din care să aleagă. Toți erau bunicul, străbunicul, 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 din dinastia monarhiei evreiești. Dar a fost atât de selectiv încât, având de unde să aleagă, a ales un model ca și David. De aceea Biblia întotdeauna îl asociază cu David. Dacă el ar fi luat ca model pe tatăl său biologic, Biblia l-ar fi asociat cu tatăl său, adică cu destrăbălarea acestuia. Dar în mintea lui, deși tatăl lui biologic era Amon, un împărat rău și corupt, totuși el, ca și model de viață, ca și exemplu de viață, l-a luat pe David, omul după inima lui Dumnezeu. Copilul acesta a știut să aleagă. Copilul acesta a avut niște criterii de selecție mature, deși era doar un tinerel. Un alt lucru pe care alege este că selectează oameni de calitate cu care se înconjoară. S-a înconjurat cu prorocul Ieremia, cu prorocița Hulda, cu preotul Hilchia, cu secretarul Shalum, cu logofătul Shalum, cu un alt secretar al cărui nume nu-mi vine chiar acum în minte, e un nume mai greoi, s-a înconjurat cu oameni de calitate. Băiatul acesta a fost un băiat pretențios în ceea ce privește anturajul lui și a ales un model de viață extraordinar, de aceea a ajuns extraordinar. Și s-a înconjurat cu oameni de calitate, de aceea a ajuns un om de calitate. Nu poți fi un om extraordinar dacă te învârți în jurul unor gunoaie, în jurul unor corupți și în jurul unor compromiși, în jurul unor analfabeți moral și spirituali. Omul acesta a fost selectiv, a ales oameni de calitate și oamenii aceștia de calitate i-au influențat viața, i-au influențat valorile, i-au influențat convingerile și l-au transformat prin imitație, prin influență, să fie asemenea lor. Se învârte în jurul lui David, deși era la o perioadă foarte lungă de timp în trecut, dar îl aduce în prezent prin faptul că îl studiază și vrea să devină asemenea lui. Se învârte în jurul profeților, în jurul preoților, în jurul oamenilor care conduceau țara, în jurul oamenilor de caracter. De aceea se inspiră de la ei. Era la vârstă fragedă, în timp ce se zămislește caracterul, adică se formează, se
Se formează caracterul și formându-se caracterul în perioada aceasta de creștere, de dezvoltare, s-a învârtit în jurul unor persoane care l-au inspirat, oameni mari, oameni de calitate, oameni sclipitori, oameni deosebiți. Frați și surori, nu țineți copiii dumneavoastră în contextul mediocrității, că vor deveni mediocri. Nu-i țineți în contextul superficialității, coruptibilității și a altor factori de gunoi, pentru că vor deveni așa. Împingeți-i înspre oameni de calitate, împingeți-i înspre zone de excelență, împingeți-i înspre locuri care îi vor transforma, îi vor dezvolta, îi vor face sclipitori, îi vor face frumoși, îi vor face culți, îi vor dezvolta în duh, spirit și trup. Țineți-vă copiii în zone care îi influențează înspre Dumnezeu. Interziceți-le să stea în zone unde miroase urât, moral, spiritual, social sau în orice alt fel. Pentru că noi oamenii suntem influențabili. Dacă intrăm într-o bucătărie unde se prăjește ceapă, oricât de pocăit ai fi, când ieși de acolo miroși a ceapă. Poți să te rogi și să postești, că tot miroși a ceapă. Este o lege a influenței. Legea influenței spune că cine se naște într-o țară musulmană e musulman. Cine se naște într-o țară hindusă e hindus. Cine se naște într-o țară creștină e creștin. Evident, când ajunge mare, există mici excepții de schimbare a opțiunilor. Dar, în general, cine se naște într-un context, miroase a acel context, adică a ceapă prăjită. Mi se pare deosebit faptul că băiatul acesta are capacitatea să selecteze modelul și oamenii cu care se înconjoară. De aceea a ajuns extraordinar. Este normal să fim mediocri, este normal să fim anonimi, este anormal să ieșim din mediocritate și din anonimat. Pe de o parte, este și un har special divin pe care nu-l discut, că nu-i treaba mea, e treaba lui. Dar pe de altă parte, ce alegi vei avea, unde stai, se vede. Al treilea aspect pe care vreau să-l surprind în etapele acestea ale vârstei lui pe care le surprinde Biblia e perioada de 20 de ani. La 8 ani se convertește. La 8 ani ajunge împărat. La 16 ani îl caută pe Domnul, dar în maniera străbunicului David. Se înconjoară cu oameni de calitate și la 20 de ani, inspirat de modelele pe care și le-a ales, face reformă. Mulți părinți au copii de 20 de ani și au dificultăți cu ei că nu vor să vină la biserică. Sunt corijenți la bunele maniere. Le este rușine cu ei, comportamentul și alegerile lor. Și acest bărbat tânăr, la 20 de ani, schimbă țara! Schimbă națiunea. Cum poate un tânăr de 20 de ani să schimbe țara? Evident, primul factor este că, fiind pe poziția de împărat, a avut autoritatea să decidă, iar deciziile lui au devenit legi implementate. Însă, dincolo de asta, omul acesta a avut un anumit tip de caracter, o anumită mentalitate, o anumită personalitate pe care și-a format-o în mijlocul modelelor pe care și le-a ales. Mama lui, o femeie de excepție, l-a împins înspre lucrurile de calitate ale vieții. O singură dată sunt copiii noștri copii, atunci când sunt copii. Și din această perioadă ies repede și furtunos, gălăgios și intră în camera adolescenței, unde dintr-o dată îi mai deștepți decât părinții, adică li se pare. Și apoi se continuă pubertatea, adolescența, tinerețea și așa mai departe. Dar nu mai ai influența asupra lor, pentru că trec de pe pilot automat, adică de pe această ascultare de părinți, de computer, trec pe alegeri personale, fac ce vor. Și dacă îi mai spui ceva, spune, lasă-mă în pace, sunt mare și știu ce vreau să fac. Perioada în care făceau ce le spuneai s-a consumat ca o lumânare, repede.
Ei bine, femeia aceasta, Edita, și-a educat copilul și a spus: în șirul genealogic al familiei noastre a existat un înger pe care l-a chemat David. Vreau să fii ca el, studiază-i biografia. Uite-te la ce a făcut el, imită-l, fiule, imită-l, pentru că eu voi pleca la bătrânețe prin moarte, dar tu vei rămâne și vei fi un alt David. Și așa a fost. Și apoi a spus: ascultă-mă, înconjoară-te cu oameni de caracter, nu neapărat cu oameni abili, că abilitatea se formează prin instruire, dar dacă n-are caracter, degeaba îl ții lângă tine, că devine o povară pe care trebuie să o porți și te minte și te fură. Înconjoară-te cu oameni de caracter, înconjoară-te cu proroci, Ieremia, Hulda au fost în contextul lui, înconjoară-te cu preoți și Helchia a fost acolo, și secretarul, și logofătul, și oameni de calitate. Trimiteți-vă copiii într-un loc unde sunt oameni de calitate, unde sunt oameni care vorbesc frumos, care gândesc înțelept, care au relații sănătoase, din care copiii dumneavoastră se pot inspira pentru lucruri sfinte. Nu le permiteți să stea în gunoi, indiferent dacă gunoiul este moral, spiritual, relațional, verbal, comportamental, nu le permiteți, că se lipește de ei și nu o să mai desprindeți nebunia de inima copilului niciodată. Dacă a gustat-o și a simțit gustul, se otrăvește și devine dependent. Așa se creează automatismele comportamentale, prin începere și prin repetarea lucrului început. Feriți-vă să începeți, că cine a început va repeta, că omul e o ființă slabă și se creează gustul dependenței. Feriți-vă copiii de gunoaie, feriți-vă copiii de mediocritate și de anonimat. Când spun anonimat, nu mă refer la simplitate și la prostie, iertați-mi expresia, la nebunie. Că simplitatea este o calitate. Nu mă refer la intelectualitate și cultură aici, ci mă refer la moralitate, la spiritualitate, la înțelepciune, la o minte de om așezată. Și bărbatul acesta ajunge la 20 de ani să facă reformă. Biblia spune: în al 12-lea an a început să curățească Iuda și Ierusalimul de înălțimi. Înălțimi erau dealurile din Iuda pe care se construiau altare pentru zei. Era zeul Astartea, bărbatul său zeul Baal, și se făceau pe înălțimi ca să fie văzute de popor, că nu exista telefonie și publicitate și televizor și radio și internet. Se puneau pe înălțimi ca omul să le vadă, să iasă din obișnuit. Omul nu poate să vadă prea mult pe orizontală, dar dacă e o înălțime, se vede de departe. Și spunea: vezi înălțimea la 20 de kilometri, acolo e Baal, du-te și pleacă-te și închină-te înaintea lui. Și el a distrus înălțimile, a distrus altarele acestea. Priviți cu ce verbe califică Biblia atitudinea lui: a dărâmat, agresiv, a dărâmat. Nu spune că le-a dat la o parte, le-a dărâmat, violent, hotărât. A tăiat stâlpii, a sfărâmat altarele și praful l-a împrăștiat pe mormintele din cimitir. Este un verset aici care îmi place foarte mult. Cu acest verset se încheie etapa de 16 ani. Apoi s-a întors acasă. Omul ăsta nu s-a întors acasă până n-a terminat reforma. Băiatul ăsta a făcut reformă la 16 ani. S-a pocăit și la 20 de ani a început reforma. Și a făcut reformă în țară, a schimbat țara. Toate altarele, toate obiceiurile idolatre, toate comunitățile păgâne, pe toate le-a distrus. Și Biblia spune atât de frumos: apoi s-a întors acasă. N-a avut liniște până când nu l-a adus pe Dumnezeu între oameni. Știți de ce a dărâmat altarele? Pentru că altarele sunt obiceiul închinării. Eu nu pot să stric obiceiul închinării unui om, dar dacă îi stric altarul, el singur își va schimba obiceiul. Să nu permiteți în casele dumneavoastră și să nu vă treacă prin cap să tolerăm în biserică lucruri care creează obiceiuri rele. Noi nu putem să desființăm obiceiurile, dar putem să desființăm obiectele care creează și susține obiceiul. Eu nu pot la copilul acesta să-i distrug obiceiul să se închine la Baal, dar dacă îi stric altarul lui Baal, el vine să se închine și dacă nu mai găsește altarul, nu se mai închină. Și nu se mai închină azi, nu se mai închină mâine, nu se mai închină poi mâine, se dezvață să se închine. Strică-i obiceiul închinării și se va
pocăit de închinarea la idol. Pune-i la îndemână obiectul închinării și se va închina lui Bal. Adu-l pe Bal în casă și copilul va deprinde să se închine la Bal. Aruncă-l pe Bal afară și copilul se va dezvăța. De ce l-aduci pe Bal în casă? E la modă, nu? Așa fac americanii, nu? Societatea super tehnologizată, nu? Nu vreau să dau exemple. În primul rând pentru că nu am timp. Ultima perioadă din viața lui Iosia, din punctul meu de vedere, Scriptura spune în versetul 8, la vârsta de 26 de ani, în al 18-lea an al domniei lui, la vârsta de 26 de ani, a restaurat țara. La vârsta de 8 ani a ajuns împărat. La vârsta de 16 ani s-a pocăit. La vârsta de 20 de ani a făcut reformă. A curățat țara de idolatrie. Și la vârsta de 26 de ani a reformat țara. Știți ce a spus primul lucru? L-a chemat pe preotul Hilchia și i-a spus așa: ia tot argintul și du-te și repară casa lui Dumnezeu. Un băiat tânăr să aibă grija restaurării casei lui Dumnezeu și bătrânii din țară n-aveau nicio grijă? Da. Când au reparat casa lui Dumnezeu, care era în paragină, că formalismul și legalismul așa ține casa lui Dumnezeu, în paragină, au găsit Biblia. Și au adus Biblia la el și el a spus următorul lucru: vreau să o citești. Și când a început preotul Hilchia să citească din Biblie, l-a întrerupt, s-a tras de haine până și le-a rupt și a început să țipe. Și uitați ce spune Dumnezeu despre gestul acesta. Vi-l mai citesc o dată. Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit cuvintele, pentru că te-ai smerit înaintea mea și ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns, eu te-am auzit. Extraordinar, eu te-am auzit. Când râzi batjocoritor și disprețuitor, te vede și copilul și l-ai stricat și te vede și Dumnezeu și spune notă să nu treci. Și rămâi repetent, nu la școală, la viață. Frați și surori, acest copil împărat este o pildă despre felul în care a trebuit să ne creștem copiii. A iubit templu, casa lui Dumnezeu, a iubit Biblia, cartea lui Dumnezeu și a iubit oamenii, poporul lui Dumnezeu. Și dacă am avea mai mult timp la dispoziție să dezvoltăm această biografie a acestui mare bărbat care și-a ales modele dintre toate cele posibile și a devenit un mare bărbat al lui Dumnezeu, am înțelege că avem onoarea să creștem copii care se nasc inconștienți, în mintea cărora, prin exemplu nostru personal și educație, punem o lume murdară sau urâtă, iar când se fac mari, uneori ne e rușine de lumea urâtă pe care noi, cu mâna noastră, am pus-o în perioada de educație în inima lor. Părinți, transformați copiii dumneavoastră în îngeri, pentru că după 12 ani la fete și 14 ani la băieți plus minus, nu vă mai bagă în seamă și lumea care a spus acolo nu o să mai scoată nimeni de acolo. Mă rog lui Dumnezeu să ne dea har și să fim niște părinți buni ca să avem copii buni. Amin.